pregătire. Putem să începem cu sfârșitul, cum am ajuns într-un loc care nu va mai fi. Săptămâna trecută au anunțat vânzarea grupului EMI și vom avea șef de la Sony și nu știu cum va supraviețui structura EMI-ului pe mapa mult. Dar sunt momente pe care trebuie să fii pregătit și pentru mine cel puțin se pare că ciclurile de 8 ani sunt regulă. Că am terminat facultatea în 81 și până în 89 am făcut inginerie. Am fost chiar și cercetător științific în electronică, dispozitive semiconductoare. După 8 ani s-a terminat cu electronica. Am intrat un pic în management de evenimente muzicale la stat. Și a fost așa un intermezzo de 2 ani, după care am intrat în lumea compozitorilor cu planul de a construi societatea de drepturi de autor. Cât credeți că am stat acolo? 8 ani. După 8 ani au fost niște tensiuni pe acolo, am lăsat o baltă. Am mai avut 2 ani tot așa de tatuanări și în 2003 s-a înființat EMI Music Publishing în România. Cât credeți că a durat? Până anul ăsta. 8 ani. Acum, pentru fiecare tranziție de asta în care schimbi un macaz destul de abrupt, trebuie să ai un tonus care să-ți permită intrarea într-un nou ciclu de 8 ani. Peste 8 ani o să-ți la pensie. Deci, da, trebuie să mă pregătesc acum să mai inventez un ciclu de 8 ani. Știți ce o să faceți? Sau acum e în proces? Mai, niște direcții sunt vizibile, altele trebuie inventate. Pentru că în România, nu știu, poate Nokia să fie așa un exemplu, să dispară ceva, să se volatilizeze. De obicei mai sunt merging-uri, asocieri, o schimbare de șefie, o schimbare de așa, dar la noi radicală. Deci nu... Dar e mai nici măcar nu știu dacă o să păstreze label-ul. Că partea de discuri a fost luată de Universal, partea de publishing a fost luată de Sony. Se vor dizolva catalogele în catalogele lor, va mai sta numele EMI. Deci o chestie, o nucleară. A dispărut. Și asta acum 8 ani, da, arăta ca, ce să zic, mamutul muzicii, pentru că e firma înființată la începutul secolului 20, are o istorie de 10 de ani, adică un secol și de operare pe piața muzicală. Și acum, dintr-o dată... Deci, povestiți-ne despre dumneavoastră un pic. Păi ce să zic, că tot timpul a fost așa o chestie... se întâmpla ceva și alături se întâmpla altceva. Când eram inginer, plăceau foarte... Îmi plăcea muzica, bineînțeles. Dar mi-au plăcut foarte mult instrumentele moderne astea de sinteză cu computer, cu nu știu ce. Și mi-am făcut un mic atelier, chiar aici, în subsol. Și reparam clape. Și încet, încet mi-am făcut un nume printre artiști și era bine. Era bine. Era și un câștig și o chestie pe care o făceam cu pasiune, deci alături de ingineria oficială. Când s-a întâmplat ruptura cu cercetarea oficială, am zis, doamne, hai să merg pe plăcerea mea. Și m-am dus la Ministerul Culturii cu un memoriu care ziceam că nu există viață culturală fără suport tehnologic. Și m-am angajat acolo la direcția muzică ca să mă ocup de planuri
de dotare pentru instituțiile de cultură, pentru, știu, Ateneu, pentru Sala Palatului, pentru ce avea ei pe subordine. Și, practic, am intrat tot cu ingineria în Ministerul Culturii, numai că atunci s-a întâmplat Festivalul Enescu și eu am dat drumul la niște scule făcute cadou de Xerox, care erau practic niște mașini de scris, niște computere care erau pentru scris, pentru editare. Și am dat drumul ăla, l-am făcut să meargă. Și m-am transformat un pic în dactilograf, că ea făcea corespondență internațională pe mașina de scris și se scria scrisoarea cu creionul, se dădea la traducător, traducătorul dădea secretarei care bătea scrisoarea la Indigo și în obroare. Și am facem. Și îmi dădeau mie scrisurile ca să le pun frumos în pagină, așa. Numai că eu știam de acasă și niște limbi străine. Și am început să umblu la conținutul scrisurilor și le arătam lui Știți, care era directorul. Am scris-o un pic altfel, uite, perfect. Scriu-o și pe următoarea, și pe următoarea, și pe următoarea, de care am ajuns să fac management. Că i-a plăcut lui Șpiscu, cum am lucrat cu, deci șef era Mihai Constantinescu, care acum director la Artexim. Și a zis, băi, i-a luat lui Arteximul să-l pune flacale. Și ne-a făcut directori. Deci eu nici nu știam cum arată pe dinăuntru Artexim. Și am ajuns director adjunct, cu Mihai director, prin director adjunct. Și am făcut mare aventură primele trei festivaluri internaționale din România, care s-au numit București, 91, 92, 93. O aventură, o aventură. Cu stația de la OTC, cu sala Palatului plină de încachii de pe vremuri. Așa. Masa cu catifea roșie, cred că noi am fost primii care au intrat în sala Palatului și am dat catifea roșie cu parte de pe scenă. Deci nu pot să vă spun ce înseamnă să faci concert cu Vasile de la UTC sunetist. Și cu transport, adică, nu știu, momente memorabile de-astea, Boy George ajunge la București cu Jesus Loves You, cu toată trupa. Și erau autobuze care tocmai fusese aduse la autopen ca să ia de la avion să te ducă la terminal. Noi, nouțe, drăguțe, și noi am zis, băi, totuși, voi, George, 11 persoane, hai să facem un tratament VIP. Aveți un autobuz special pentru, să ne dați special pentru ei? Sigur că da. Și a venit autobuzul, într-adevăr. Deci toată lumea a plecat fericită cu autobuzul frumos și Jesus Loves You pe pistă, lângă avion. Mă, și vine un Lineland, cred că fusese la ITB în anii 60. Nu mai avea niciun scaun înăuntru, podeaua era din placaj. Da? Pentru Boy George. S-au suit. Jesus Loves You în autobuz, mă, până la terminal s-au ținut de chedere, ca pisicuțele, așa, că nu mai erau mici. Deci astea erau aventurile unui organizator în 91-92. Nu pot să vă spun. Da, s-au făcut. Până la urmă a dispărut pentru că s-a reinventat cerbul și în realul de două evenimente mari în România, da. Asta a fost pățane. Și după a început aventura cu neacompozitorul, pentru că făcând management, am atins copyright-ul și mi-a plăcut foarte mult copyright-ul și am citit și am învățat și eu așa și am intrat la Uniune ca să organizez partea asta de drepturi de autor. Și am intrat la Uniune, am găsit femei care notau pe bilețele titluri și după adunau bilețele, deci nu știu ce. Și am început cu străinătatea să mă... Am prins și o conjunctură foarte bună, că era un program fare de schimb de experiență și am putut să mă întâlnesc cu foarte multă lume de afară din zona asta. Da, și, deci am intrat în 93 și în 96 deja am pornit repartițiile pe computer. Cu construit baze de date, cu structură operațională, cu... Și s-a adunat. Și atunci a crescut Uniunea, țin minte că am intrat când se încasau 70.000 de dolari pe an, în 93, și când am plecat, s-au încasat 2 milioane și ceva.
Deci am avut așa niște creșteri de alea, prâslele. Ce sfaturi dați celor care par vrea să evolueze mai repede? Păi, părerea mea că instrucția e de bază și profunzimea care lucrezi, ceea ce lucrezi. Până la urmă, șansa există sau nu există, contextul este într-un fel sau în alt fel, dar dacă ceea ce faci e făcut în profunzime, eu zic că nu se poate să nu, dacă nu ducem la un rezultat direct, măcar să mai depună un strat de suport pentru ceea ce vor urma. Se adună. Un pic de aia, un pic de aia. Făcând un lucru înveți altele, la un dat se schimbă accentul și altele devin mai importante decât lucrul de bază, ceea ce făceai de bază devine un instrument și tu te dezvolți pe alt domeniu, nu știu, înveți copyright, da, ok. Dar acum copyright-ul se mută tot pe internet. Deci apare o altă lume. Da? Trebuie acum buchisit ce înseamnă practicile pe internet și mutată toată realitatea palpabilă, mutată în virtual și create modele care să funcționeze, preluate modelele din real și traduse în virtual. Da? Și astea toate sunt. Da, aveai bănci, acum ai bănci virtuale. Aveai poliție, ai poliție virtuală. Vămi, trebuie să inventeze vămi virtuale. Ai agenți de drepturi de autor, trebuie agenți virtuali care să... Da? Aveai hologramă pe CD, acum trebuie să ai watermarking pe fișierul digital. Deci, acum, le știu pe astea de aici, în bună parte. Dar acum trebuie să le învăț pe astea ca să le folosesc pe astea acolo. Și... Din aproape în aproape. Da. Și de asta zic că dacă în momentul în care faci ceva, faci cu pasiune și cu interes și aprofunzești, se creează un ciment care poate, se poate dezvolta el, da, amplifica, sau pur și simplu folosi într-o altă chestie. Și atunci procesul ăsta de acumulare îți dă libertatea de mișcare și e un instrumentar care să te adaptezi momentului următor. Încă o întrebare. Ce cărți citiți? Bă, eu nu prea citesc, că nu văd bine. Deci de citit, citesc acolo. Tot. Nu văd cu ecranul cu toate zilele. Deci nu rezist cu hârtia, trebuie să fie departe și... Un gând de final? Păi gândul de final este... Trăiască viitorul. Vedeți că lucrurile existente pot să dispară. Uite așa. Super.